Pentru că toate vocile contează la Euronews România, în această seară, în minutele următoare, a președintelui USR, domnul Cătălin Drulă. Mulțumesc pentru prezență, bine ați venit. Bine ați revenit, domnule președinte. Bun. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă revăd. A ați putea spune, poate v-ați gândit deja la acest lucru, că sunteți un om politic provocat. De cel puțin cineva. A noi am observat ca jurnaliști săptămâna trecută o mănușă aruncată, pe semne vom mai vedea câteva în anul electoral. La ce mă refer? Citez. Am înțeles că domnul Drulă cu forța de dreapta vor fi pe primul loc. Domnul Drulă cu domnul Orban și cu domnul Tomac își vor da demisia dacă nu sunt pe primul loc. Ori suntem bărbați și oameni politici asumați și curajoși și ieșim în fața românilor să ne asumăm lucruri, ori căutăm să comentăm vorbele celorlalți. Eu cred că așa e o abordare corectă, bărbătească în politică, asumată. Eu mi-am asumat, probabil v-ați dat seama, președintele PSD, eu mi-am asumat că PSD-ul va fi pe primul loc. Aștept și pe ceilalți competitori să-și asume acest lucru. Ce v-ați asuma din provocarea lui Marcel Ciolacu? În primul rând aș spune că nu suntem la vânătoare de mistreți undeva pe plaiurile Buzăului să ne punem cu piciorul pe grumazul lor și să facem concurs de mărime. Pentru că aici e vorba despre România, despre guvernare, despre cum trăiesc oamenii, despre perspectivele acestei țări de dezvoltare în anii următori, despre scumpirile cărora oamenii nu le mai fac față, despre lucruri absolut serioase, nu despre pariuri și uh, măsurători de-asta de falsă bărbăție politică. Că bărbăția politică adevărată înseamnă să faci ce e bine pentru țară. Înseamnă să faci reforme, să tai instituții inutile, cheltuieli, uh, să nu-i lași pe unii să fure, să se mufeze la banul public, să ia cu porbagajul sau cu... Acum văd că nici nu mai ca banii în porbagaj la ultimul caz pe care l-am văzut dezvăluit. Ori singura preocupare a celor de la PNL și de la PSD, eu mă întreb așa dacă aș veni ca un extraterestru pe pământ și aș nimeri în, pe, un post, pe posturile care dau politică în România de ultime la ultima lună. Și aș întreba, domnule, ce comasare comasarea asta? Oamenii ăștia aici pe terra mănâncă comasare, se învelesc cu comasare, se încălzesc cu comasare, ei merg cu vehiculele astea cu patru roți pe comasare, pentru că tot ce auzi din gura lor este comasare, comasare, comasare. O vedeți posibilă chiar așa? Îi cunoașteți poate mai bine este... decât mulți dintre cei care ne urmăresc, domnule președinte. O vedeți realizabilă? Dacă da, în ce formă? Că pare că este se va întâmpla evident cumva. o, o sfidare a democrației. Pe lângă asta, o vedeți Vedeți un 9 iunie, de exemplu, cu două alegeri? Eu sper să le dea Dumnezeu gândul bun și să renunțe la planurile astea care sunt din altă zonă. Nu sunt din zona de aspirația noastră, aici Europa, comunitatea de valori, să mai dinspre Belarus, dinspre tot felul de regimuri de astea care își pun alegerile și mecherii de la putere și așează alegerile astfel încât să-și să, să producă ceea ce ei cred că sunt niște câștiguri tactice. Dar România are observa, alegeri mă liberalii parcă vor, în toată povestea comasare alegeri, liberalii par că își doresc mai mult decât PSD. Acum, Eu am discutat uh, cu socialdemocrații în direct în acest platou și spuneau nu o, avem am avem un replică, avantaj favorită și spre o desibire de alții eu, eu trebuie să citez autorii, sunt niște colegi din presă o emisiune la, la alte televiziuni, se numește Bună România care au spus așa, dumne, ce mai bună economie ar fi dacă s-ar comasa PSD cu PNL Și aici e mai mult adevăr în gluma asta decât pare Pentru că PNL-ul a cerut voturile la ultimele alegeri pentru un program de dreapta A promis că nu crește taxele A promis că nu mai aduce niciodată PSD-ul la guvernare Iar acum pare să se țină strâns așa domnul Bode cu domnul Ciucă Fiecare are cât un picior de a lui Marcel cum în brațe și spun, se aude strigând de acolo de jos, se aude strigând Marcele, Marcele, te rog, E o disperare a acestor oameni. Și dumneavoastră îl criticați pe Ludovic Orban, sunteți astăzi împreună în forța dreptei. Nu e vorba de critică aici, e vorba de a nu avea bărbăția și aici mă dezamăgește cel mai mult Nicolae Ciucă, pentru că e un om care a avut o haină militară, i-am fost coleg în guvern de acele 8 luni când am fost ministrul al transportului, mă așteptam la mai multă demnitate. Pentru că ceea ce nu vor cei de la PNL este să meargă în fața electoratului și să dea ochii piept, față, cum să spunem, cu electoratul, pe baza ceea ce au făcut la guvernare. Uh -huh. Adică, lor le este foarte teamă că la aceste prime alegeri la europarlamentare, electoratul le va da o notă de plată și le, și le va spune. Băi, oameni buni, noi nu suntem mulțumiți de partidul vostru pentru că am votat să nu fie PSD la guvernare și voi v-ați luat în brațe cu Am votat să nu fie creștere de taxe și voi ne-ați crescut taxele. Ați punctat foarte corect, domnule președinte. Am fost la guvernare într-un anume moment, așa este. Dacă măcar un om care ține cu USR asta spune, tocmai pentru că ați fost la guvernare și sunteți astăzi la braț cu Tomac și Orban, ce i-ați răspunde? P -i, i aș răspunde că am, uh, am adunat într-un ceea ce am numit anul trecut în numele de cod într-un pol de dreapta, Alianța Dreapta Unită, acele forțe care s-au opus PSD-ului și PSD-ismului. PMP a rezistat uh, în toți aceștia la atacuri grele din partea PSD-ului, din partea PNL-ului și a ținut uh, a, a ținut uh, corect cap compas pe, pe valorile uh, pentru care se luptă și Eugen Tomac în Parlamentul European. Domnul Orban și colegii dumnealui din Forța Drepte au plecat de la guvernare, adică de la, au plecat de la avantajele guvernării și au zis: Noi nu putem cu PSD. Uh, și eu cred că România are nevoie ca, toți ca toate energiile să se coaguleze pentru a oferi o alternativă la ceea ce este, de fapt, un singur partid mare cu două culori, roșu-galben. Mă refer, la evident, la această mare coaliție PNL-PSD, în care abia se mai văd nuanțele, dar nu ne e foarte clar. Doar dacă suntem urmărim politică foarte mult și încă bode de fapt, de la PNL, Uh, și mă rog, că eu știu care lider e de fapt de la PSD. Uh, nu, nu vine să cred și mi se pare trist într-un fel uh, cât de mult timp, că dacă am făcut haz, acum să vorbim și de necaz, cât de mult timp și energie se petrece pentru aceste discuții care n-au legătură cu felul cum trăiesc oamenii. Oamenii trăiesc din ce în ce mai greu, scumpirile nu se mai opresc, Politicile acestui guvern sunt dezastroase și zilele acestea vedem o mică parte din ceea ce noi acuzam în acești ani și cred că și eu am vorbit și în emisiunea dumneavoastră. Vă spuneam la un moment dat eu că în legătură cu Iulian Dumitrescu, cu George Stângă, cu oamenii ăștia care sunt faimoși în acele stenograme, că dosarul acela DNA implicit în acel dosar, eu, eu nu l-am n-am avut acces la el, nu sunt parte în acel dosar, e vorba despre o șpagă pe care am estimat-o eu la 50 de milioane de lei. S-au cumpărat în anul 2020 domnul Bode când era la Ministerul Transporturilor patru șalupe din Estonia de la un șantier naval pe care l-a cumpărat cu Mi Este uh, de milioane. L-au cumpărat cu 25 Mi de milioane bucata, iar ele fă făceau 12 milioane și a cumpărat Belgia la vamă la fel. Și am zis atunci că pe estimez eu că parandărătul ăsta, mă rog, e treaba procurorilor să detalieze, uh, șpaga sau cum să-i mai spunem, mita, să fim cu un termen precis, e în jur de 50 de milioane de lei. Acum vedem o mită de 47 de milioane de lei, dar astăzi două din multe. 50 aici, cu 50 aici. Păi vreau să-i văd pe cei care îmi tot replică mie, domne, ok, suntem de acord, se fură aici și aici și aici, dar nu cu asta se schimbă România. Chiar și macroeconomici de ăștia care sunt foarte obișnuiți cu statul foarte mare și gras și care prin pozițiile în care sunt, de exemplu, la Consiliul Fiscal, ar trebui să fie un pic mai activ, zic, domne, nu e asta problema că se fură România. Ba da, E o problemă foarte mare. Există numeroase tipuri de furt, de asta direct, cu porbagajul, cu contracte supraevaluate, cu posturi și poziții ocupate doar, cum am văzut la Botoșani, un caz recent, de la partidul celălalt, pe ochi frumoși. Asta este o plagă care are ca efect o grămadă de resurse care se pierd ale statului, decizii proaste luate, pentru că dacă oamenii nu sunt potriviți acolo, puși și pe alte eu criterii... Credeți că au românii garanția că forța dreptei la guvernare stârpește ceea ce tocmai Cred că garanția, garanția este... Se zice că nu poate fi stârpită corupția. Nicăieri pe glob, precum sărăcia. Să știți că... Nu uh, pot fi combătute. Eu cred că contează foarte mult să avem cât mai puțină corupție, dacă se poate, deloc cred că există oameni cinstiți mulți în țara sigur, asta și că azi? formează o majoritate și că muncesc din greu. Nu știm și dacă viziunea... politică oamenii ăștia vizi... nu prea fac politică, să știți, și face tot ce poate politica să îi îndepărteze. Chiar mă gândeam zilele acestea, dacă îmi permiteți o ușoară, mă rog, filozofie, punerea în perspectivă, Uh, a existat un moment în anii 2016, 2017, 2018 când uh, a, a existat o mișcare dinspre zona de oameni care nu mai fuseră politică către politică, dar are grijă politica, nu neapărat printr-un plan diabolic, ci prin instinctul de politicienilor deja aflați acolo, de a-i îndepărta. Momentul în care îi văd că uh, un președinte în care au crezut că mulți oameni de acolo au fost votanții al lui Claus Iohannis s-au bucurat mm -hmm. când a ieșit cu geaca roșie în piață când văd că omul ăla le cere votul și spune român Mergeți la vot, sunt garantul vostru, șeful statului român, pentru lupta anti-PSD, pentru reforme. Și apoi când îl văd că este cel mai uh, leneș președinte, cel mai pasiv, că a adus PSD-ul la guvernare, că nu-i pasă de reforme, și aici, da, vă spun din poziția aceea a mea de la guvernare, atunci oamenii se scârbesc de tot și, da, există riscul să cădem în acest fatalism. Să credem că nu mai există soluții în interiorul politicii și în interiorul democrației. Ori eu cu asta și colegilor mei transmit același lucru și le spun să vorbească cu oamenii, fie că merg la, pe stradă, uh -huh. că bat la uși sau în orice fel de mesaj, să le transmit oamenilor că există o soluție. Iar apropo de Dreapta Unită, de Alianța Dreapta Unită, garanția este ceea ce am făcut deja fiind în acele funcții. Pot să stau aici cu capul sus și să spun ce am făcut la Ministerul Transportului, pot să vă spun ce fac colegii mei în primării. Apropo, acum... Mai spuneți-mi un lucru, vă rog. Există astăzi, la început de an electoral, domnule președinte, un... Demisionez eu, Cătălin Drulă, de la conducerea USR în situația în care aveți în calcul așa ceva? Orice om politic, cred eu, responsabil trebuie să aibă în vedere că mandatul lui este cumva limitat. De acord. Uh, limitat în timp, limitat când nu mai poate aduce o plus valoare și un om care are valorile la locul și uh, implicarea pentru motivele corecte uh, întotdeauna găsește asta. Noi acum avem o obsesie în România. Eu nu văd ca pe o... Uh, cum să zic... un obiectiv este să consumăm Oameni politici și să-i aruncăm mai departe. Alt obiectiv este să punem pariuri pe rezultate, cum ni se propune vânătorește așa. Eu cred că e mult mai serios ceea ce facem cu țara și aș vrea să trecem puțin de zona aceasta: de, să vorbim de pe substanță, pe creșteri de taxe pe taxa pe boală, pe concediu medical introdusă de acest guvern care se luptă, colegii mei în Parlament, pe date cu dedicație pentru stuful din Delta Dunării care să fie pășune pentru domnul Stănescu și familia dumnealui, pe ce, ce scur? se întâmplă cu Iulian Dumitrescu. Ce scor sperați la europarlamentare? Eu sper la un scor cât mai bun, pentru că nu este scorul meu, ci este fiecare vot care este dat uh, Alianței Dreapta Unite este un vot pentru o Românie modernă. Asta va fi marea bătălie a acestui an. Dacă ne ducem... Către o Românie modernă sau către o Românie care stagnează, care băltește, care rămâne în această zonă a porbagajelor cu banii, cu metriilor și în care încercăm fiecare să ne găsim zona de confort în privat, în afara vieții publice și spunem, domne, viața publică, județul meu e capturat de clanul Cutare, aici niciodată nu se poate schimba sau ne. Cu chiar cu această implicare, care eu, eu zic că e una obligatorie într-o democrație a votului. Mie, mie chiar mi se pare cumva alt aspect trist acesta al demonizării uh, votului de către cei aflați la putere, special cei de la PNL, care spun, prea multe alegeri deranje electoral, are o conotație proastă. E, e incredibil. Gândiți-vă o secundă. Că nu, nu, nu îl simțiți ca pe un argument care să stea în picioare. Am cheltuit mai puțin cu mai puține scrutine. Alegerile sunt alegeri la timpul lor. Nu se fac alegerile în nicio democrație de pe lumea asta. Nu se renunță la alegeri pentru că ne costă hârtia pe care punem ștampila. Nu, nu există așa ceva ori. Uh, inclusiv uh, această discuție derogatorie despre scrutinele electorale în general, pe care o vedeți de la PNL, eu nu-mi nu dau seama. Adică oamenii ăștia n-au o responsabilitate. Totuși, ok, suntem într-o luptă politică, dar dincolo de lupta politică există valori pe care le transmiți ori. Uh, tu care lider de opinie, doamna ministru a justiției, Alina Gorghiu, când spui niște lucruri de genul ăsta, nu-ți dai seama că insufli însufli oamenilor, că democrația e o chestie opțională, o păcăleală, în momentul în care spui, în, să știți, anul ăsta 2024 e cam deranj la noi în România, avem alegeri. Nu, alegerile sunt sărbătoarea și culminarea democrației, iar cei care au cu ce să uh, sta cu capul sus pentru munca pe care au făcut-o, cum sunt primarii USR, de exemplu, apropo, cea mai bună, cel mai bun compliment pentru primarii USR este un asalt fără precedent al PNL-ului uh, asupra lor. Înseamnă că sunt foarte buni. Cum se buni. traduce? Se traduce prin același tip de, de hărțuire și de un tip de politică. Îmi pare rău să flosc acest cuvânt dur, dar un tip de politică mafiot. Pentru că mafia îți spune, te-am observat, ai un business bun, mai bine dă aici o contribuție și vino alături de noi. Vrei să rămâi păi, în afară, să vrei să rămâi independent. Primariilor ce mafia primarii Ce spune primarii usere? M că primari că un business usere. bun, primarii USR? Primarii USR încearcă să facă și reușesc și um, um, am, am și cifră să vă dau uh, uitați, la sectorul 1, investiții record de spitale, 140 de milioane de lei. La sectorul 2, uh, bugetul de investiții a depășit un miliard de lei. În general, Bacău, Brașov, peste tot înfloresc uh, investițiile. Oamenii sunt preocupați de a face treabă. Evident că au existat și uh, niște potigneli și niște lucruri pe care au trebuit să le învețe din mers, dar eu am învățat în cele 8 luni la Ministerul Transporturilor că atunci când ai o Echipă și când îți propui să faci treabă, că noi n-am intrat acolo și eu în ministerul ăsta decât să facem treabă. Una dintre Domnule un... președinte, vă, vă rog, vă rog. Sunteți dublu provocat și n-am întrebat întâmplător de, de scorul către europarlamentare. Inevitabil e anul în care vom rumega pe toate fețele chestiuni electorale, fie plăcute sau nu de partide. Da. O dublă provocare am observat-o eu ca jurnalist de la doamna Lasconi. Chiar la recentul eveniment, dacă la alegerile europarlamentare scoatem sub 20, spune doamna Lasconi către conducere, către dumneavoastră, întreaga conducere o să-și dea demisia. Cum vă sună? A, eu nu vreau să comentez foarte mult o discuție care a fost internă, mă rog, okay. unul dintre colegii de acolo a filmat-o și a dat-o cu dumneavoastră în presă. Nu, era un eveniment intern, a fost o dezbatere foarte bună în care au fost diverse blouri de poziție, chiar colega mea a sugerat să nu facem acum Alianța Dreapta Unită și chiar am văzut și am apreciat că a, apoi a avut o uh, intervenție în presă de data asta publică și a spus și a ceea ce uh, ceea ce vă spun și eu acum, că a fost o dezbatere vie, democratică și la sfârșit am tranșat-o prin vot. Au fost 95% voturi pentru programul pe care îl avem. Uh, deci partidul s-a pronunțat într-un mod foarte clar Cum despre au fost direcția. Iertați-mă că vă uh, Voturile membrilor Comitetului Politic, Comitetul Politic la USR este format din parlamentari, șefi de filiale, primari, lideri de consiliere locale, toți acești aleși oameni care uh -huh. au o funcție, sunt respectați și au o voce. A fost o dezbatere vie. cum au votat efectiv? Ridicarea mâinii, introducerea uh, de buletine. Da, deschis, vot deschis, cu, cu ridicarea mâinii. Cu ridicarea mâinii. Da. Pe care îl considerați o regina a democrației, votul prin ridicarea mâinii, uh, prin comparație cu de introducerea de buletine în urne. Experiența mea de șapte ani spune că nu e vreun sistem de vot care să fie cumva a priori mai bun decât celălalt. De exemplu, la Congresul Familiei Liberal Democrate Europene, Europene din care facem parte, în general, majoritatea voturilor sunt de această natură. Ajută, de exemplu, la un moment dat, votul electronic, că sunt voturi apropiate și ca să nu mai stai cu numărătoare, care poate avea și niște erori să se întâmple în felul ăsta. În general, voturile deschise sunt mai aproape de natura unei conversații, adică de, de ceea ce ceea ce cum avem și noi acum o conversație deschisă, dar și ne exprimăm opiniile. Nu pot spune că există un sistem de vot în general care să ne aibă și, și avantaje și dezavantaje. Dar, Înțeleg uh, corect că ați preferat ridicarea sigur. mâinii decât un sistem mai complex cum e introducerea de buletine în urne și tot ceea ce presupune. Noi luăm deciziile în USR prin vot deschis, uh -huh. de regulă. Excepțiile sunt atunci când avem o cursă, candidați și acolo acolo e votul secret cu, cu, cu urne. O pierdere pentru USR, ați simțit vreodată acest lucru? Retragerea Elenei la Berlusconi, domnule președinte? E un subiect acoperit și răs acoperit. Eu îmi prefer să ne, să ne uităm către viitor. Avem o listă de candidați pentru Parlamentul European Comună, Alianței Dreapta Unită. Avem un program electoral pentru aceste alegeri în care eu cred și care Iertați este cel nu, mai aleși modern. tot prin ridicarea mâinii uh, candidații pentru europarlamentare? Uh, aleși nu, nu prin, prin vot. Okay. Prin vot, aleși prin, prin vot. avem o, un program în 12 puncte pe care l-am la prezentat. De la capăt, toți prin vot. Da. Știți de ce întreb? Vreau să spun pentru cineva care poate chiar n-a da. aflat. Dan Barna, Vlad Voiculescu, Eugen Tomac, Vlad Botoș, Cristina Pruna Violeta Alexandru, Radu Mihai, am ajuns la poziția 7 de aici încolo, Corina Atanasiu, Adriana Cristian și urmează sigur o listă ceva mai lungă. Pe unele puncte am văzut că apare doar partidul pe semne nefinalizat cu nume și prenume la momentul la care cel puțin a apărut știrea, E știrea imediat după, după comitetul uh, politic, cu toții uh, așadar prin vot. Da, da. Uh, e, e o listă în care eu cred care ne va reprezenta, de oameni care ne vor reprezenta cu cinste în Parlamentul uh, în Parlamentul European. Avem un program pentru România modernă, un program care are și țintele mari, Schengen, aderarea la euro, uh -huh. de care a uitat toată lumea și gândiți-vă că dacă vorbim de euro noi mergem în direcția opusă, adică din criteriile de convergență niște criterii pe care trebuie să le îndeplinești deficit, anumite chestiuni de stabilitate fiscal-monetară nu mai îndeplinim, cred că, niciunul sau maximul dintre ele deci mergem în direcția greșită dar și preocupare pentru drepturile românilor din ce în ce mai mulți români se apropie de acea care au muncit în Europa se apropie de acea vârstă a pensionării și noi vrem să le apărăm dreptul la pensia oferită de statele în care au muncit au fost în Italia, au muncit în Italia, au pensie dată de statul italian, mm -hmm. vrem să ne asigurăm că anumite agende ale politicienilor de acolo sunt, trec în planul 2 și că drepturile lor de cetățeni europeni care sunt egale pentru toți sunt respectate. Este un lucru care s-a întâmplat, dacă vă ceți aminte, și în Austria a fost vorba de acele indemnizații pentru copii, dacă nu mă înșel, care pentru cei care munceau ca muncitori din altă țară nu erau acordate. Acolo, până la urmă, lucrurile s-au reglat. Același lucru dorim și pentru pensii românilor. E un program bun, stau în spatele acestei propuneri pe care o facem România, pentru că Alianța dreapta unită este singura alternativă pentru, pentru o Românie modernă. Toate celelalte propuneri care sunt pe masă. PNL, PSD vrea să stăm pe loc. Vrea să stăm la porbagajele cu bani, la baronii care capturează afacerile publice, iar în partea cealaltă la extremiști vor să ne scoată din Europa și să ne ducă într-o zonă a fricii, a urii, a răului. Mai vedeți posibil ca timp anul acesta, ca pe poziția 3, când privim sondaje de opinie, din ce în ce mai, mai, frecvente. Ca pe poziția 3 să nu mai apară nicio voce a partidelor care spun fie patriotice, fie suveraniste, fie alții le spun extremiste, să vedem USR. Ca la capitolul lui, pe o poziția 3 sau 4, să vedem Cătălin Drulă și nu Diana Șoșoacă, vedeți posibilul no, acesta? Eu, eu vă spun așa, jocul cu sondajele este unul în nebunitor într-un an electoral. Aceste sondaje, în cea mai mare parte, sunt folosite ca arme, sunt ajustate pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale. Am, am dat și exemple publice, uh, un anumit, nu o să dau numele, dar un anumit institut de sondare care pune un partid inexistent. Uh, o să vă cer, ca jurnalist de politic, să-mi spuneți dacă știți care este partidul, uh, să spunem, al domnului Dan, Dan Voiculescu, cum este cunoscut. O să vă surprindă, știu. O să vă cer, însă, ca replică și vă mulțumesc Dar sunt sigur, niciunul dintre tari... spectatori este un partid care e dat cu 4% în sondajele care trebuie să fie date de anumit institut. El are 0% la, uh -huh. la sută, în fapt. Dar nu apare în toate sondajele. Nu. Dar Liccum. în alte sondaje apar alte lucruri convenabile și sunt ajustate de mai jos cu 3 pe Pentru că. Cu voia ce să să, să mă... în discuție sondajele care sunt comandate de partide s-ar putea să ne ajute și să ne referim doar la cele care sunt comandate fie de instituții de presă. Um, percepția este că e măsurătoare, to poate toate, ceva mai obiectivă. Nu sunt comandate nu de... okay. Toate sunt comandate de partid de subformă sau alta. Okay. Uh, vă spun un lucru. În 2019... Vă întrebam dacă au... mai e loc anul acesta ca în, USR USR 2000, să urce. în 2019, înainte de alegerile europarlamentare, cel mai bun sondaj public dădea USR, USR alianța, mă rog, USR Plus la vremea respectivă la 12%. Și aveam aceleași discuții și spuneam, domne, noi avem cercetări interne care ne arată mai bine, stale noastre. Și au fost alegeri și am luat 22,3%. Da? Și ultimul sondaj cu o lună înainte de alegeri, cel mai bun dintre toate, ne-au spus, nu mai sunteți la 8%, cum ne spuneam, sunteți la 12%. Deci, eu am văzut și eu cu asta cu sondajele foarte mult. Cercetările noastre interne ne arată în altă uh, zonă de potențial, pentru că acest bazin al românilor care își doresc modernizare, care nu își doresc stagnare, care își doresc o soluție de dreapta A Adevărată, mare, mare. este foarte mare. Este un bazin de milioane de oameni și să știți domnul că nu, știți cine doamne. nu știți nu cine. Nu se pare că ne merg către aur nu. și către domnul cho Nu, asta este o legendă a celor de la putere. Și vreau să vă spun, știți cine nu ia deloc în uh, cum să spun, nu, nu desconsideră pericolul între ghilimele le-am pus ca să fie foarte clar, uh, drepte unite cei de la PNL și cei de la PSD. Eu știu foarte bine discuțiile pe care le au. Știu foarte bine uh, tactica. tem mai mult decât arată. Da și în discuțiile dintre între acești lideri, nimeni nu spune ha ha, ei nu au decât 8%, nu ne pasă, nu ne spun așa, duceți-vă din nou să-i mai sunați dată pe toți primarii lor să-i sune ciucă sau să-i sune bode sau să, să facă ceva să-i smulgeți de acolo haideți să, hai să vorbim din nou cu Marcel să comaseze alegerile, deci încearcă orice variantă pentru că în momentul de față realitatea demografică, sociologică a României este că lumea nu-și mai dorește PNL-ul care este în cădere liberă pentru că dacă vor să voteze originalul, votează PSD. Eu respect pe orice votant din România, indiferent de opțiunea lui. Toți sunt cetățenii ai României. Și PSD-ul are votanții lui care se regăsesc în acel mesaj. Eu aș vrea să-i convinc să nu mai voteze PSD-ul, dar respect opțiunea lor. Să ne aducem aminte că PSD-ul la ultimele alegeri... respectați și convingeți -i. O să facem și asta. Pare Dar, că se bat cap în cap, în timp ce respectați, renunțați să-i mai convingeți. Nu neapărat, nu, 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 să știți că sunt mulți oameni care, care, care ne apreciază din zone uh, pe care nu sunt cele care ar fi considerate tradiționale. Și știu de munca mea la Ministerul Transporturilor și știu de cum am luptat cu mafile de acolo și apreciază uh, istoria noastră. Dar să ne aducem aminte la ultimele alegeri. Dar în diaspora, domnule președinte, cum stați? asta vom vedea la alegeri. Eu cred că stăm foarte bine pentru că românii de acolo au văzut ce înseamnă țări cu un grad de avansat de modernizare care au lăsat în urmă acest tip de de clanuri care capturează tot spațiul public și spitalul, spital, școala, școală, drumurile sunt drumuri și înțeleg ce înseamnă e modernizarea o, unei e țări. Un număr din e o cifră din două numere? În diaspora? De curiozitate, încerc să-mi dau seama ca ordin de mărime, nu să-s mult de la dumneavoastră. dacă avem peste 10% din votul peste din diaspora. Peste cât? Peste 10%. <laughs> Știu că aveți peste 10%. O să vedem la alegeri. Să știți că nu, okay. uh, nu, asta, nu asta e esențial. Uh, esențial este ca noi să ducem acest mesaj cât mai mult către oameni, să, să, să contracarăm ceea ce este din partea celor de la PNL și de la PSD. și ce vor să facă? Uitați-vă că e, e simplu, până la urmă. Dacă extraterestrului care vine și ne-a întrebat cum se pune comasarea pe pâine explicăm așa. Sunt două partide mari, corupte, care au pus mâna pe statul român și vor să guverneze în continuare. Lumea nu-i prea vrea. Că asta e problema. Că dacă îi vroia, nu era nicio problemă. Se ducea domnul Ciuc la, în fața alegătorilor și lua un scor zdrobitor la europarlamentare. Noi nu aveam ce să fac decât un discurs să spun, domnului. aplauze domnului Ciucă. România îl vrea. Nu îi vrea România. de vor comasare. De-aia vor aceste alegeri să le cumva să le strâmbe, să le uh, facă într-un fel ca să cumva să păcălească lumea. Nu o să reușească. și oamenii care își în doresc președinte. altceva. Și când pe PSD primul sondaj sondaje, tot așa, nici acelea nu. Să știți că ne arată PSD guvernează acum pe baza unui rezultat de 30%. Ok, unul onorabil, dar 30% nu îți permite să faci pesedism la guvernare. Ceea ce le permite să facă pesedism la guvernare este faptul că Claus Iohannis le-a dat și voturile PNL. Noi am început o guvernare în 2021, la început, în care eu m-am intrat în Ministerul Transporturilor ca să lucrez pentru 4 ani. M-am și gândit patru ani în față, mi-am dat seama că e foarte mult de muncă, mi-am tras mânecile și ne-am apucat de treabă. E, problema e când te apuci de treabă și cred că e de, de notorietate lucrul ăsta, că te lovești așa două, trei luni mai târziu de Iulian Dumitrescu. Eu m-am lovit la propriu mă rog, chiar la propriu, ne-am izbit, dar m-am lovit în sensul că punând lucrurile în ordine, decuplându-le de la mafile, de la sursele de fonduri publice în care, din care încearcă să fure, le-am creat furia acestor oameni. Și de aici a apărut gata, trebuie să dăm afară cu ei de la guvernare și să ne luăm o brațe cu PSD-ul, că cu ăștia știm să împărțim țara pe bucăți. Să știți că sunt foarte mulți oameni Acum, care înțeleg asta. Acest episod pe care l-ați evocat de săptămâna trecută, cât credeți că a cântărit în efectele de după care au dus la plecarea USR din guvern? Și anume, o opoziție, așa cum o declarați, a dumneavoastră, ministrul al transportului, cât să fi cântărit pentru partenerii? A, enorm. Guvernare? Enorm, enorm. Deci oamenii aceștia știu și eu am și eu informațiile mele că declarau în stânga și în dreapta îl omorâm, uh, mă rog, sper că nu fizic. Pe cine? Pe mine. Uh, sper că nu chiar fizic să spun că metaforic politic vorbind totuși uh, și uh, erau înnebuniți de faptul că toate aceste mafii nu mai sunt cuplate la butoane Ministerul Transporturilor uh, chiar mi-aduc aminte uh, de obicei oamenii politici așa mi-închipui când se ceartă pe poziții de astea pe instituții, se amenință unii pe alții sau se își reproșează, l-ai pus pe al tău de la PSD când vreau eu de la PNL. Știi foarte bine că ai dat la firma ta și așa. La mine n-aveau ce să spună despre lucrurile astea și de ce îmi reproșați? Și mi-au spus la un moment dat, au niște profesioniști, mi-au spus, ai adus niște oameni care nu ne spun nimic. M am simțit-o ca un lucru de mândrie. Am mai, mai simt o mândrie când mă caută oameni pe care i-am numit în diverse posturi, când am fost în Ministerul Transporturilor și îmi spun, domnul vă mulțumesc pentru un lucru că atunci când m-a schemat la dumneavoastră în birou, mi-a spus, fă treaba, n-a ascultat de influențe, de nimeni, vreau să meargă cât mai bine instituția și să o eficientizez. Am că o spune, să spuneți, n-a de mine nu, ne-am spus, spus, spus altceva, dacă vreți să vă fac o mărturisire, am spus, o să ai presiuni foarte mari pe omeri nu mă aștept să fiu un erou, că nu pot să le cer oamenilor lucrul ăsta, atunci mă gândesc că au și familii și dacă simți că nu mai suporți acele presiuni, spune că e din cauza mea și că nebunul ăla nu te lasă. Și le-am oferit recuinte, acest alibi. O secundă, vă mai întorc la lista comună de candidați pentru europarlamentare. Da, aveți o temă care preocupă Euronews-ul foarte dreptă. tare. Eu am doar curiozități jurnalistice, din fericire ele nu au termen de garanție. Okay. Vlad Voiculescu apare pe poziția 2 un politician urmărit penal, mă întreb și știu sigur că îmi veți răspunde și vă mulțumesc pentru asta, pentru că amândoi suntem pasionați de dialog, cu ce e mai bun un urmărit penal decât o mamă care se certase cu fica ei? Uh, nu, ea, întrebarea termenul între ăștia nu o accept, dar pot să spun că Vlad Voiculescu, la fel ca uh, Elena Lasconi sunt amândoi doi oameni cinstiți. Și care permiteți mi iertați-mă să fac și pus, precizarea, uh, Vlad Voiculescu la ora actuală, nevinovat. Cred că e obligatorie nu e la ora actuală. pur și simplu e pur și, simt, e pur și simplu nevinovat Dar e vorba de penal e vorba de un, un abuz, un malpraxis judiciar, l-am numit ca atare și am documente, am probe, le-am prezentat în acest sens. N-are nici un sens acel dosar. Printre altele, Ministerul Sănătății, cel al cărui titulare au fost la, la USR, nu era nici măcar cel care comanda aceste vaccinuri, dar asta, nu e, asta este doar o, o disculpare pe formă. Adică respectivii de la DNA nici măcar n-au înțeles că comenzile se făceau de către premier prin necaf care era subordina lui. Dar eu cred că și Câțu, e un care dosar este de altfel... politic, spuneți? Da. Absolut. 100% este un, un dosar de această natură. Domnul Voineag, șeful DNA, este un procuror convenabil actualei puteri. Și au existat investigații de presă foarte bine documentate ale colegilor dumneavoastră din presă, nu știu despre, spre exemplu, la Spot Media, dar cred că și în alte presă, care au arătat cum l-a asistat pe uh, șeful PNL, pe Nicolae Ciucă, când era premier, să scape de acel caz uh, limpede ca lumina zilei de plagiat. amintiți vă că jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit acest caz, a fost hărțuită, i s au făcut un caz de compromat, i s-au luat poze intime din calculator, date de poliție public. Din toate informațiile care sunt, care sunt disponibile Nu a fost nimeni tras la răspundere pentru asta Domnului Ciucăi s-a făcut parcurs în justiție cu dosar aranjat prin metoda copert A pus în, în coperțile unui alt dosar al unei persoane care aveau un caz de imigrație Acolo niște abuzuri în justiție uh, oribile Care ne duc într-o zonă de regres al statului de drept Uh, și, din păcate, o parte din colegii mei au început să fie hărțuiți cu astfel de cazuri care nu au nicio miză. Oamenii ăștia n-au furat un leu, n-au luat nimic, n-au -au făcut nimic rău, au, uh, uh, sunt oameni absolut onești și cinstiți. Uh, știu foarte bine că am fost amenințați, inclusiv public de. De ce nu ați spus, uh, oricum te-ai numit, ești urmărit penal, mai stai un pic măcar până se clarifică? Ați părut foarte riguros prin faptul că un europarlamentar USR n-a intrat la evenimentul pe care l-ați descris privat pentru că nu plătise o cotizație. Nu. Asta Ați părut e, riguros? Să să de... Puteați fi mai riguros în cazul numărului? Dar sunt absolut riguros Adică eu sunt mândru de okay. munca pe care a făcut-o Vlad Voiculescu și pe, pentru, această, uh, pentru această mișcare pentru România Cred că va face uh, o treabă foarte bună la Bruxelles și mai cred că acest dosar este pur și simplu o fabricație Am care înțeleg. la orice fel de control uh, pe care din păcate nu l fa poate face nimeni pentru că acest procuror îl ține în sertar, cred că ar fi aruncat din De pe scaun, de, pe, de orice fel de control, și de altfel, informațiile pe care le avem sunt că atâta timp cât domnul Voineag nu a fost șeful de vă aduc aminte că domnul Voineag a fost adus primăvara trecută când. N-a mai fost prelungit mandatul predecesorului său. A fost adus exact pentru a hărțui pe cei din opoziție și a proteja pe cei de la putere. Forța Dreptei va candida ca alianță în țară? La nivel național? Sau luați în ne dorim pe anumite să, ne dor, ne, în funcție ne, de situații? Ne dorim să oferim o soluție în toate alegerile complete pentru România. Acum, evident, anumite discuții locale mai pot avea un specific am unde avut PMP și... ar sta mai bine, unde USR ar sta mai bine. Dar uitați, am avut, de exemplu, la ultimele alegeri în județul Brașov, în anumite zone, alianțe cu Forumul Democrat al Germanilor din România uh, pentru anumite persoane de acolo. Uh, am avut... Uh, pu putem avea uh, diverse forme de colaborare. La nivel local, lucrurile sunt, uh, sunt puțin Cum diferite. Cum capitala? Cu Șordan? De, de alții? Îl văd pe Nicușor Dan câștigând un al doilea mandat și continuându-și munca. Cred că există o susținere determinantă a bucureștenilor ca... Orașul să nu se mai întoarcă în stagnare și în a fi furat de găști de partid. Aveți vreo temere legată de Gabriela Firea? Nu dumneavoastră personal, ci mai degrabă tot. electorale, carcule pe care le știți mai bine decât noi. Dacă ar putea să defileze în fața lui Nicușor Dan sau nu... În zona asta nu știu, eu, eu cred că, că Gabriela Firea a arătat ce poate face într-un mandat și uh, cred că bucureștenii, nu eu, s-ar teme să mai aibă bucureștenii încă o dată pe mâini Gabriela Firea și clanul Firea Pandele. Cum vă sună, domnule președinte, înrolare voluntară în armat? E un subiect care cel puțin astăzi a ținut ocupată agenda media românești. Uh. Atât timp cât, cât, este voluntară și dacă cei care mă rog, se pricep la lucrurile astea la nivelul de resurse de care au nevoie într-o anumită situație, pare o soluție rezonabilă în aceste timpuri. Ministrul Apărării spune în esență luăm în calcul o lege care să aducă totuși niște beneficii extinse pentru că românii Noi am propus să -și dorească, chiar cei de la știu, -știu, Asta să pentru că românii să-și dorească să îmbrace haina militară. Dacă beneficii sunt necesare, spune Angel Tâlvăr, și vom vedea interviul integrat peste Aici, nu, asta e definiția armatei de profesioniști, ar trebui să fie. Uh, da, vedeți că la eu, nemție, eu aici la am nemție altă pare polul opus? Eu nu am, există decât obligativitate? Eu am o problemă aici cu domnul Tulver să ne explice de ce s-au luat de la Ministerul Apărării, necheltuite în decembrie anul trecut, 7 miliarde de lei și s-au pus în fondul de rezervă să fie distribuite unde a avut chef Marcel Ciolacu din PIX. Pentru că cele 7 miliarde de lei necheltuite, sumă recunoscută oficial într-o comisie a Parlamentului în decembrie de Ministrul Apărării, înseamnă cu atât mai puține dotări pentru armată, înseamnă o armată care este într-o stare mai proastă și, mai ales în timpurile pe care le trăim, așa ceva este inacceptabil. Și cred că ar trebui să răspundă foarte serios la această întrebare. Dacă va învinge Ucraina, Federația Rusă, dacă rușii vor câștiga total, îi vedeți că se opresc aici? Cumva, tot ceea ce am discutat în ultimul minut pleacă de la această perspectivă. Temeri exprimate în diverse medii că dacă rușii câștigă total merg dincolo de Ucraina. Poate prin Republica a, Moldova, poate au Putin a, și-a exprimat programul înainte de acest război, chiar la începutul lui. Când a spus NATO trebuie să iasă din Europa de Est și să revină în limitele cortinei de fier. Un tiran psihopat care a adus războiul secolelor trecute în 2024, cred că e capabil de orice. Și de aceea cred că uh, Ucraina trebuie sprijinită, că nu trebuie să apară oboseală, nu trebuie să apară uh, tot felul de agende care contrapun ce. Oamenii ăștia luptă și pentru libertatea noastră. Pentru că acolo unde. Ucraineni, Da. Acolo unde, dincolo de linia frontului, e o linie așa trasată, da? Acolo unde e Rusia, acolo este barbaria. Ce vă îngrijorează? Păi. evident ca, ca pe, ca pe oricine mă, mă îngrijorează Mă îngrijorează o anumită oboseală care s-a instalat în lumea vestică și care nu trebuie să fie acolo. Liderii politici sunt încep să, să le fie teamă de tot felul de agende turbate, multe dintre ele susținute direct de Moscova. Mă refer la extremiști din diferite țări care caută evident să le arate oamenilor că problema nu este faptul că, că Ucraina luptă pentru toată lumea liberă, ci să, să lăsăm pe Putin să, să facă ce vrea. A lumea asta. Uh, și le cam tremură câteodată. Mâna apare. Uh, ba chiar, poate, spre frustrarea marilor familii politice, a marilor blocuri politice tradiționale, care parcă nu mai găsesc instrumente pentru a minimiza, pentru a diminua din ceea ce pare un trend uh, ascendent. Uh, ceea ce spuneați. Este pentru că vine pe Iată, România vine, vine, nu face vine după, Vine după trei evenimente care se întâmplă odată la câteva generații, respectiv pandemie partea de instabilitate economică, inflație, ce știi că costă 10 lei un pachet de unt e 20 de lei și te nebunește și lucrul apoi ăsta război. și apoi război. Asta este o, o tripletă negativă care pe oamenii a dus într-o zonă de anxietate, dar aici este important ca orice politician responsabil să le spună oamenilor că soluțiile sunt în interiorul democrației și de asta e cu atât mai important să căutăm acele soluții pentru uh, o Românie modernă, acele soluții care dau oamenilor încredere că se poate trăi mai bine prin intermediul politicii, nu distrugând tot ce, ce există. Sunteți bine venit la Euronews România mulțumesc cu proximul ocazie. Vă mulțumesc foarte mult pentru Și dialog cel. președintele USR Cătălin Drulă